Veniți de primiți lumina. Veniți de primiți lumina. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri. Și pe noi, pe pământ, ne cu inimă curată să te mărim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, și pe noi, pe pământ, ne învrednicește cu inima curată să te mărim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri. Și pe noi, pe pământ, ne-nvrednicește cu inima curată să te mărim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, o laudă în ceruri, și pre noi, pe pământ, ne învrednicește cu inima curată să te mărim. Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, și pe noi, pe ne-nvrednicește cu inimă curată să te mărim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule,
o laudă în ceruri și pre noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să te mărim. Viață păcătoare și nedesvărțitei treimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce l-au răs pe precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! 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 Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Înviere Lui Cele Dăruite. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, căci s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis:
nu vă temeți. Mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără de grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până ziua de astăzi. Mărie ție, Doamne, mărie ție, mărie, mărie, mărie. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și nouă ne dorim viață veșnică, închinăm unei sfinte învierii lui celei de azi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm sfintei învierii lui cele de-a treia zi. Mamă, nu stai bine aici. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, închinăm unei sfintei învierii lui celei de-a treia zi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm sfintei învierii lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat! 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 Hristos a înviat!
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Moartea pe moarte cărcând și celor din morminte viață nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, în sfânta și luminata zi a slăvitei și mântuitoarei învieri a lui Hristos Dumnezeul nostru. De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se pentru bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata,
de a lucra cineva din ceasul cel din tâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă, de a veni cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască, de a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul întâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie și aceluia plătește și aceluia acestuia dăruiește și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucurie a Domnului nostru și cei din tâi și cei de-al doilea luați plata. Bogații și săraci împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstit ziua, cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi, masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște, nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit, nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădata iadul, cel ce s-a pogorât în iad, umplutul a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte, înțelegând-o, Isaia a strigat, iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost bagiocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte boldul? Unde ți este iadule biruința? Înviata Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și au căzut diavolii. Înviata Hristos și se bucură îngerii. Înviata Hristos și viața stăpânește. Înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți a făcut, lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui celei de a treia zi. Dumnezeule, curățește grădinile. Hristos a înviat din morți, Hristos a moartea pe moarte căcând, și cerul din mormine, viața dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căcând, și cerul din mormine, viață dăruindu-ne. Adevărat, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând.
Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a stiec necron, Thanaton, Thanaton, Patisas, Ketisentis nimasi. Zoin haris amenos. Hristos al viat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Iasă Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui, fugind de la fața lui cei ce l-au răs pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Este precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Curăm și să ne veselim întrânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Hristos a înviat.
Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințitul Arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și să ne credincios de pretutindeni, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Se ostenesc pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și pe viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Întia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, minuiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne,
că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Cel ce ne-a dăruit nouă aceste lucruri și blăgăsuite, cel ce și la doi și la trei, care sunt sub Tău, că vreau să lucreze, însuși acum și cel ce vor să lucreze, și cel ce va să aibă viață veșnică dăruită, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce a așezat în cer, cel ce a așezat în și împreună slăvesc bunătatea Ta, că ție se cuvântă slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Ție se cuvântă de slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui. Hristos, binecuvântate este între Sfinților Tăi de oameni și pururea și în vecii vecilor. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu nostru. Cu moartea pe moarte cât și celor din morminte viață dăruim. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, cei bine credincioși, bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Dumnezeule cel Sfânt, care cu Sfântul Duh ești, cel ce purga să zici în Sfântul Duh, seara Sfântul Duh, Sfântul Duh, Sfântul Duh, Sfântul Duh, cel ce din prune ființă de ființă, a zis toate ce zi din cel ce a pe cei bine credincioși.
auzi pre noi pre în veci, în vecinor. Iisus, Stăpâne, binește gândul noastră de păcătoșilor între Sfânta Cântare. Ne cercetează Sfântul Bunătate ta. Iartă-mă de trebuie de voi, ce fără de voi. Sfințește Sfântul 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 este cel ce vine. Bine este cuvântat cel ce vine. Bine cuvântat este scaunul slavii împărăției tale. Cel ce vine. 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 Cel ce să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. Înțelepciune. Din faptele Sfinților Apostoli, citire. Să luăm aminte. Hristos a înviat! 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 Și la o nebărit de ați să vezi, să ne chinuți. Și le-a poruncit că nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte părgăduința și deschide ochii Dumnezeu să se înțelege de aftă mai zi pe care a fi el.
zilele voastre iar ei adunându-se întrebau și ziceau, Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Că veți putea lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Pace ție celui ce ai citit. Aleluia! Aleluia! Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu, toate printr-Însul s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut. Întrânsul era viața și viața era lumina oamenilor și lumina în întuneric luminează și întunericul pe ea nu a cuprins-o. Fosta om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan, acesta a venit pe mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină.
Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin trânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit pe dânsul și cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă fii lui Dumnezeu. Fiind născuți nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca una născut Fiul lui Dumnezeu din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre dânsul și striga zicând, acesta era despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea și pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui, noi toți am luat și har peste har. Pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitulor, episcopul nostru Teodosie, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și oștirea țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm
pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, enoriași, păcători, bine păcători, ai acestui niște robi pătrenici, cădem înaintea ta, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi aceștia aici de față și toată dorința și cererea lor, fă să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm-ne ție, auzi-ne și miluiește pe dânsii, caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi acestora totdeauna cugetașia face toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu singur ești cel ce toate le rânduiești spre folosul nostru. Auzi-ne și miluiește pe dânsii. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogat milă. Și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Rugați-vă cei chemați Domnului. Cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Să învețe pe dânsii cuvântul, adevărul. Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Să-i unească pe dânsii cu sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul Tău. Cei chemați capetele voastre Domnului
să le plecați. Ție, Doamne, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât sunteți chemați, ieșiți. Cei chemați, ieșiți. Ca nimeni dintre cei chemați să nu rămână. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici legasul pofte și de să trubești, nu se vede să vie, se apropie sau să slujească ție împărată la slavei, căci a slujeți pe urmare și pe muștor chiar pe de cerești, dar totuși pe trebuie de oameni cei măsurați și dumneită, fără mutare și fără schimbare de făcut om și ai fi să fie o sănătate de slujba sfântă a acestei jertfe și fără de sânge, că singur Tu, Doamne, Dumnezeu, nu stăpânești și cerești și cuvântești, cel ce se poate fără scaunul herobilor, Domnul Sfântului și Lăratul Israel, cel ce singur Iisus și Tu Sfânt te odihnești, deci pe Tine te rog, cel ce ești bun și binevoitor, caută, fără făcătoșile aici, în vitești și cu ce și sfântești și cu judecătile de aceștia, și cu harul prosii să stăm în aceste sfinte mese acestea și să jeze să puși pe aproape pe Dumnezeu să strânge, căci la Tine venim, precum urmajul și revoluție, să nu întorsează în Dumnezeu. Ce mi-am simțit acest dar de vedere mai păcătoși și evidențiului Tău, că știu și în ceadă și în cetadă și în ce vină și te dăm pace, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm vreunul și fără început Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, care pe heruvim cu taină, închinuim și bucătări de viață, trăim între ei Sfântă Cântare, aducem toată grijă cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul, noi care pe heruvim cu taină, închinuim și bucătări de viață, trăim între ei Sfântă Cântare, aducem toată grijă cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în timp de văzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și putere de viață trăim, între ei Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în timp de văzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Tămâiți aducem Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu, 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 pe care primim din jertfelul cu încerc să zicem în cuvintele harul prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins.
vie. Luminează-te, luminează-te, Lui, să-ți peste tine să vii. Salta acum și te bucură soane, iar Bucurată și Fără Dumnezeu, veselește-te în viața noastră. O pașă, să-ți mare pașă, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și Domnul din viață veșnică. Ne chinăm în Sfintei Învierii Lui, celei de a treia zi. Luminează-te, luminează-te, Domnul Sfântul să-i salt acum și te bucură și arăt. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și noi, în viață veșnică, închinăm unei Sfinte Învierii Lui, celei de a treia zi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Închinăm unei Sfinte Învierii Lui, celei de a treia zi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și noi în viață veșnică, închinăm unei Sfinte Învierii Lui, celei de a treia zi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Nouă ne dorim viață veșnică, închinăm unei Sfintei Învierii Lui, celei de a treia zi. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Iertați-ne pe noi, fraților. Ridicați-ne, nevastă-se, cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Tămâie ți-aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primindu-L în jertfelnicul cel mai presus de ceruri, dintre harul Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni și oștirea țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monahi și monahii, pe toți bisericii și călugăresc să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori a acestei sfinte biserici, pe roi, ostași, luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre, în închisori și în deportări, pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți ce adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii, fiice, soți și soții,
pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoția voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif cel mormânt, de pe lângă preacuratul cuvânt cu ciucura, pentru cinste daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm, Doamne, miliește. Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce credință, pe exact, și pentru Dumnezeu, timpul să Domnului să ne rugăm, Doamne, miliește. Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o săvârși. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră,
de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Iubite lui Doamne, de câte ne vreau Amen.
Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceva ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Tu din neființă, tu ființă ne-ai adus prin și ne-ai ajutat, de depărtate de gândire prin așurile acelor și ne-ai dă lui apărăția pe cea să fie. Pe toate acestea, mulțumim și eu, și din tău și din tău și din tău. Pe toate de așa pe care nu le știm, pentru că îi face și ceea ce ne-ai face. Mulțumim și eu, și din aceasta pe care vreau cu mine în așa și eu. Stau de data mii de amante, zeci de mii de îngeri, de îngeri de mușa cu tine, și se are, care se înalță zburând.
cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. O, aceste fericite puteri, iubitori de oameni, stăpâni, strigăm și grăim, suntești ca Sfânt, Dumnezeu și Duhul Tău cel Sfânt, Sfânții și Păstrași. În noaptea pentru care a fost vândut mai vântuos, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-mi așadar de această poruncă mântuitoare și de ce s-o fac pentru noi, cea de-a doua și stăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, plățește-ne pe păcătoși și ne îndumnești. Dumnezeule, plățește-ne pe păcătoși. Dumnezeule, plățește-ne pe păcătoși și ne îndumnești. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inimă
curate, zilește pentru mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește în ducele lucrurile noastre. Doamne, Cel ce ai trimis tu prea Sfântul Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunulerul îl lua de la noi, cel înnoiește nouă, celor ce ne rugăm Ție. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunulerul îl lua de la noi, cel înnoiește nouă, celor ce ne rugăm Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și nu să te vedem. Trimite Duhul Tău să Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta ce este trupul Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este împotriva acesta ce este sânge Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși pentru asumțiunea păcatelor spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh și Dumnezeu Împărăție celor spre întrezește că de tine însuși jucația Sfântul Sfântul. Încă aducem și această slujbă domnicească duceată lui Ție credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, și pentru dreapta credință. Pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria. Îngerul a strigat către cea plină de daruri curată fecioară. Veselii
soarelor, luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată. Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru născut, născut al Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celul din morminte via. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta. Prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecinor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru cinstite daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru,
Cel ce l-a primit pe deosebire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să le trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Sfințească-se numele
Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește de până de toate. Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, se smărmășe de spart milicul. Hristos, Linia cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu, care vine de lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat Duhul Tău și acesta este cinstit în cele fără de voie și înluiește-mă și iartă-mi și de cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință și cu știință. Celei tale, celei de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtașul primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi, îi sărutare, îți voi da căiuda, ci ca tâlharul mă pânise în măsură.
noștri către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin. Binecuvântați și iertați. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pastorală la Învierea Domnului 2013. Teodosie, prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Tomisului, iubitului nostru cler, cinului monahal și drept credincioșilor creștini, har și pace de la Hristos cel Înviat, slăvit împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, iar de la noi, părintească binecuvântare. Unde îți este moarte biruința, unde ți este moarte boldul tău? Hristos a înviat! Adevărată! Iubiți credincioși, într-o această binecuvântată și sfântă zi, toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și toate cele de dedesubt. Suntem chemați de opotrivă ierarhi și preoți, monahi și mireni, la înălțarea duhovnicească a simțurilor noastre, pentru a contempla și slăvi minunea învierii lui Hristos și prin ea trecerea noastră a tuturor din întuneric la lumină și din moarte la viață. Fundament al credinței creștine și al propovăduirii apostolice, învierea reprezintă nu doar lucrarea tainică prin care Fiul lui Dumnezeu dăruiește în chip desăvârșit slava Dumnezeirii sale firii omenești, asumate din pântecele fecioresc al născătoarei de Dumnezeu, ci și trecerea noastră a tuturor împreună cu El din moarte la viață. Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiul al omului, El pentru noi s-a întrupat ca să ne arate puterea smereniei celei duhovnicești. Dacă și-a dat sufletul prin jertfă de pe cruce, El pentru noi a murit și spre a noastră învățătură ca omul cel nou să nu se nască până nu moare omul cel vechi al păcatului, și dacă a înviat, El pentru noi a ieșit din mormânt
ca să ne arate starea pe care o vom dobândi cu toți prin credința cea întru El. Toată lucrarea Fiului lui Dumnezeu în lume, de la întrupare și până la înălțare, a fost îndreptată spre toți oamenii din toate timpurile și în toate locurile, iar sfințirea firii sale omenești, împlinită prin jertfă și înviere, este sfințenia noastră a tuturor la care suntem chemați spre a primi în biserică prin sfintele tale taine. Ca sărbătoarea luminii și ca praznic al învierii, învierea ne cheamă pe toți să prăznuim omorârea morții. Ne spune Sfântul Ioan Damaschinul, să slăvim atât biruința asupra morții, cât și biruința asupra păcatului, ca cel din care decurge moartea și prin care omul se depărtează de viața cea adevărată. Moartea nu este pentru om, dar nici omul nu este pentru păcat. Aducându-l la viață, la ființă din țărână pământului, pe Adam, Dumnezeu l-a hărăzit acestuia o viețuire spre moarte. Nu l-a creat pentru a-l omorâ, ci pentru a viețui veșnic în comuniune cu întreaga creație și cu sine. Învrednicit a purta un suflet viu, omul nu a primit doar puterea vieții biologice, asemenea ființelor necuvântătoare, ci s-a făcut sălaș al Harului Duhului Sfânt, cel făcea plin de viață cea adevărată. Aceasta înseamnă că puterea vieții, celei fără de moarte, Adam nu o avea prin sine, ci prin Dumnezeu, primindu-o de la El, prin ascultarea și comuniunea cu El, ca izvor al vieții. Viața cea adevărată vine doar de la Dumnezeu și fără prezența și lucrarea Lui, totul este întuneric, nefericire și moarte. Frați creștini, omul este ființă în care se îmbrățișează cerul și pământul, creatul cu necreatul, dumnezeiescul cu omenescul. Păcatul însă l-a scos pe om din comuniunea cu Dumnezeu, care este izvorul vieții. De aceea înțelegem de ce păcatul este aducător de moarte. Prin păcat omul îl alungă pe Dumnezeu din viața sa și se aruncă singur în brațe de morții. Moartea însă nu este numai acea despărțire a sufletului de trup pe care o plângem și de care ne înfricoșăm și ne dorim a fi cât mai departe în viața noastră, ci există o moarte a sufletului, o moarte la care puțin se mai gândesc astăzi și de care mai puțin se înfricoșează. Aceasta se întâmplă pentru că omul contemporan nu mai are nevoie de Dumnezeu, de vreme ce tehnica și știința îl poate înlocui cu succes. Omul de astăzi consideră că doar viețuirea biologică este cea adevărată și care trebuie întreținută cu orice preț. Iar relația cu Dumnezeu, dacă apare vreodată, este redusă la împlinirea unor dorințe vremelnice. Ceea ce nu înțelege el este că însăși viețuirea biologică are ca suport viețuirea duhovnicească și că o existență din care prezența lui Dumnezeu este exclusă aduce în mod inevitabil la o viață lipsită de sens, la o frământare care de multe ori sfârșește în deznădejde și chin sufletesc. De aceea Hristos ne îndeamnă zicând: căutați mai înainte împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Dumnezeu, veșnică iubire și viață, nu dorește ca omul să aibă parte nici de moarte sufletească prin despărțirea de sine, nici de moarte trupească, consecința morții sufletești, motiv pentru care El trimite în lume pe Fiul Său cel unu născut, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Astfel, în Hristos, prin El, noi primim izbăvire din moartea sufletească și trupească, iar învierea sa din morți este tocmai sensul și semnul împlinirii acestei vindecări pentru întreg neamul omenesc. Hristos este învierea și viața, pentru că prin moartea Lui este omorâtă moartea noastră și prin învierea Lui suntem și noi ridicați la viața cea nouă și adevărată. Această viață adevărată
pe care o primește omul de la Hristos este cea care îl face să fie viu și dincolo de mormânt. După cuvântul Mântuitorului spus Martei înainte de învierea lui Lazar, cine crede în mine, chiar de va muri, va fi viu. Dar de harul învierii lui Hristos, care aduce viața cea adevărată și din care izvorăște însăși puterea învierii noastre, omul nu se împărtășește decât în Sfânta Biserică. La rândul ei, aceasta nu este o realitate deschisă și deosebită de sine, ci însuși trupul său tainic în care fiecare dintre noi suntem părtași ai trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. Cu alte cuvinte, Hristos înviat, dar roadele învierii lui, ca cele ce produc învierea noastră, ridicarea la o viață nouă, ne sunt împărtășite prin dumnezeieștile taine în biserică. În biserică omul este chemat la înviere, la viața cea nouă de după înviere, doar dacă mai întâi moare asemenea și împreună cu Hristos, cum se cântă și într-una din cântări, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă scol împreună cu tine, înviind tu. Iubiți credincioși, învierea lui Hristos este praznic al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor, pentru că cinstirea ei nu ne leagă doar de momentul istoric petrecut acum 2000 de ani, ci actualizându-l pe acesta, suntem proiectați în veacul viitor al învierii și transfigurării întregii creații. După cum Adam cel vechi, căzând în păcat, a atras blestemul asupra firii sale și asupra întregii creații, tot astfel Adam cel nou, Hristos, atrage la viață prin firea sa omenească îndumnezeită nu doar întreaga omenitate, ci și întreaga creație, neînsuflețită, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel când spune că făptura însă se va izbăvi din robia stricăciunii. Și cum cântăm cu toți în perioada praznicului, acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și toate cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos întru care s-a întărit. În acest sens se explică și actul liturgic al săvârșirii Sfintei Învieri în afara bisericii, act care manifestă simbolic și în același timp real tocmai slava care se răspândește din trupul lui Hristos, biserica spre întreaga creație în întunericul luminii. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Numai în această perspectivă, care pune în centrul istoriei actul învierii, ca arvună nu doar a învierii noastre, ci și ca sămânța creației celei noi și a împărăției cele veșnice, înțelegem și afirmația Sfântului Maxim Mărturisitorul, potrivit căruia cel ce a înviat și a învățat înțelesul asupra ascunsului înțeles al învierii, cunoaște rostul pentru care Dumnezeu de la început a făcut tot ceea ce există. De aceea, apropierea noastră de acest praznic al praznicilor trebuie să fie pe măsura importanței lui. Cu toții vorbim într-o aceste zile de lumina învierii, de bucuria adusă de Hristos prin biruința asupra morții, dar la această lumină aducătoare de bucurie nu se poate ajunge decât trecând mai întâi prin întunericul morții. Dacă pentru Hristos acest întuneric a însemnat coborârea cu sufletul la iad și sfărâmarea puterii lui, pentru noi moartea înseamnă lucrarea diavolească de a omorî pe omul cel vechi din noi, omul păcatului. Hristos a omorât prin moartea lui moartea ca și noi să putem prin el și cu el să omorâm păcatul în noi ca izvorător al morții. Aceasta și acesta este și motivul pentru care învierea este precedată de postul mare, o perioadă în care creștinul trebuie ca prin post, rugăciune și milostenie să simtă puterea jertfei aducătoare de viață a lui Hristos. Căci ce sunt oare aceste lucrări dacă nu jertfa noastră înaintea Lui? Așa cum cântăm în Sfânta Săptămâna Patimilor, pregătește-te, suflete, înainte de ieșire și nevoiește-te
a pătimi, a muri și a te răstigni împreună cu Hristos. Ca fiu al lui Dumnezeu întrupat, Hristos s-a răstignit pe sfânta și de viața dătătoare cruce și trecând prin jertfă a ajuns la înviere. Noi însă trebuie să ne răstignim patimile și poftele cele păcătoase care dau puterea morții să lucreze și în noi și nu numai printr-o astfel de jertfă putem să ne ridicăm la simțirea luminii și bucuria învierii Lui și să devenim noi înșine jertfe vii. Cum învață Dumnezeiescul Apostol Pavel, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus s-au și răstignit cu trupul împreună cu patimile și cu poftele Lui. Omul lumii de astăzi, din păcate, fuge de această răstignire aducătoare de înviere duhovnicească, fuge de jertfa aducătoare de viață și cu atât mai mult fuge de suferința a tot mântuitoare, căutând în schimb confortul și bunăstarea materială, dată fiind această comoditate indusă de tehnologie și știință, precum și mentalitatea care rezumă totul la biologic, la cele ale trupului nostru. Creștinul din societatea de astăzi dorește învierea și dobândirea împărăției lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori, fără jertfă și fără nevoința răstignirii patimilor, lucru care o exprimă printr-o dorință de a atinge și a ajunge la înviere, dar fără Hristos, aceasta însă este cu neputință de împlinit, de vreme ce El este învierea și viața. Să căutăm astfel ca în rugăciune noastre, să cerem de la Dumnezeu putere și spre a dobândi slujire jertfitoare, ca într-o această slujire să putem să ne ridicăm la sfințenia simțurilor noastre, spre a ne bucura de bucuria duhovnicească a învierii. Învierea este prăznuirea bucuriei, sărbătoarea luminii, dar simțirea acestei bucurii și a acestei lumini dumnezeiești vine doar din inimă curată, dobândită prin slujirea jertfitoare. Să nu uităm noi, cei din Dobrogea, că vestitorul învierii lui Hristos pe acest ținut a fost Sfântul Apostol Andrei, care ne-a rămas părinte și propovăduitor. Ca urmaș al celui întâi chemat la apostolie, eu simt întotdeauna legătura cu marele propovăduitor al învierii. Să fim cu toții încredințați că și în această noapte apostolul și părintele nostru duhovnicesc Andrei ne îmbrățișează pe toți. Să ne bucurăm așadar cu inimă curată, plină de iubire și de înviere și de iertare, învierea lui Hristos să ne fie învierea noastră, iar biruința lui să fie și biruința noastră atunci când vom cânta ziua învierii să ne luminăm popoare, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce îi cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat, al vostru arhipăstor și de tot bine doritor și către Hristos cel înviat rugător, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căcând și ce cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat trupul Tău și acesta este cinstit sângele Tău, deci mă rog, ție, miluiește-mă
și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, și mă vredicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, căci nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă, stricție pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Hristos! Înalță Crescutelul Hristoase, Dumnezeul nostru, și peste tot pământul, slava ta! Cuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia! Drept primind dumnezeieștile nemuritoarele, cerește-și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace să ieșim. Domnului să ne rugăm. Te binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrășesc sub Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plină bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc o casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu lăsa pe noi cei ce îndrășesc sub Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoșa tot poporul Tău, cu toată darea cea bună și tot darul nesăvârșit de sus este pe între luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Amen.
Caută, Doamne, Iisuse Hristoase, spre mâncărurile acestea de carne și le sfințește, precum ai sfințit berbecul pe care ți l-a adus credinciosul tău rob Avraam, mielul pe care ți l-a adus jertfa Abel și vițelul cel gras, pe care ai poruncit să-l junghe pentru fiul cel rătăcit, și apoi întors către tine, și precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine, spre hrana noastră a tuturor, că tu ești hrana cea adevărată și dătătorul bunătăților și ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui tău, celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ziditorule și făcătorule a toate, binecuvintează brânza și ouăle acestea și pe noi ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând din ele să ne umplem de darurile tale, cele date nouă cu prisosință și de bunătatea ta cea negrăită. Ca a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează și se sfințesc prin oasele acestea, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc prin oasele acestea, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează și se sfințesc prin oasele acestea, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Plinirea legii și a prorocilor, însuși în Hristoase, Dumnezeu nostru, cel ce plinirea legii. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Amin! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui celui de-a treia zi. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte, viață lăluindu-le. Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierar Nicolae, ocrotitorul stânlăcașului acestuia, pentru rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, pentru rugăciunea Sfinților, Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi,
ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, închinăm unei sfinte învierii lui, celei de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cărând, și pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, oricâte lucruri frumoase am citi, oricâte lucruri frumoase am ști, cel mai important ar fi pentru noi ca măcar în ziua de astăzi, care ne-a rânduit Dumnezeu să o începem în biserică, pentru că nu avem multe zile în an în care începem zilele în biserică. Măcar pentru această zi spuneam să încercăm să trecem dincolo de șabloane. Am citit tot felul de lucruri care mai de care, mai teoretice. Și întotdeauna învățătura cea mai bună este aceea pe care ai vrea să o primești de la cineva care nu ți-o dă. V-am spus și altădată, toată viața m-am străduit să fiu ceea ce n-am avut. Să fiu profesorul pe care nu l-am avut, pentru că pe vremea noastră, nu puteai să întrebi un profesor absolut nimic din ceea ce nu era în manual, nici nu-ți răspundea de altminteri dacă nu-i răspundeai așa ca după carte. Și m-am străduit să fiu eu profesorul pe care nu l-am avut. Să fiu colegul pe care nu l-am avut, care să mă îngăduie și așa mai departe. Ei, și aș vrea acum să fiu ceea ce nu am citit pe nicăieri. Pentru că nu e de citit, e de făcut. Mergând acum spre casele noastre, când ajungem acasă, v-am mai spus și altă dată, e o temă predilectă pentru mine, începe războiul. Războiul nevăzut începe de la lucruri extraordinar de simple. De la cum ți-ai așezat pantofii, că e unul în spatele celuilalt, în loc să fie unul lângă celălalt, cum ai dat fața de masă într-o parte și ți-ai dat seama că trebuie să o pui înapoi, ai tăiat pâine și au căzut două frimituri pe jos, astea sunt lucruri firești. Acum e vorba că a mai intervenit un aspect extraordinar. Cojile de ou, care, bineînțeles, trebuie să fie într-un anumit loc, dăm cu mătura și înainte și după ce
am curățat-o și mai departe. Deci războiul cel nevăzut este pe noi, fraților. Nu e jihad, nu e nimica, e pe noi războiul. Dar în acest război, să vă spun că sunt niște date pe care trebuie să le știm concret. Acum să tot declarăm că te iubesc, că facem, că dregem, plănuim, e egal cu zero. V-am spus și altă dată și îmi place foarte mult să vă repet lucrul acesta. În dimineața aceasta, prima cafea pe care o servim celuilalt să se însoțească de gestul de la sfârșit de a spăla ceașca. Punct. Asta este declarația de dragoste cea mai importantă. Pentru că de la această declarație faptică, nu așa spusă, se așteaptă de către celălalt să se continue. Și se gândește, poate data viitoare când intră în casă o să fie mai atent cu pantofii, o să fie mai atent cu fața de masă, mai atent cu frimiturile, cu cojile de ou. Știți, deja se induce o anumită stare de grijă. Despre această stare de grijă vreau să vă spun numai două, trei cuvinte în dimineața aceasta. Știu că sunteți pregătiți acum numai cu gândul pe la miel. Cred că atunci când veneam pe mijlocul noastră și dădeam cu fum, parcă deja intra fumul de la grătar și de la miel. Știu că l-ați întors toată slujba, așa cum întoarce bucătarul 12 ore cât un miel pe jăratic, dar știu, mai rămân și eu acum să mai dați încă de două ori la manivelă, dar o să ajunge și în fața lui, nu-i problemă. Vreau să vă spun că starea de sărbătoare se creează, nu ne-o face nimeni cadou. Mâine va fi o zi pentru cei care se vor trezi de după 1 mai. Unii o să creadă că e 2 mai. Acum, pentru unii va fi o duminică, poate că vor fi și câțiva curioși să vadă că duminică dimineață pe la 7-8 e lacătul pe poarta bisericii. Poate vor fi și de ăștia. Poate că cineva până la 11:30 se uite, dar ăștia ce fac, au intrat în concediu, n-au luat de 1 mai, că nu așa, și fac duminică. Vedeți, nu trebuie să avem pretenții, nu suntem toți, cum v-am mai spus și altă dată, nu suntem toți în biserică. Unii sunt și acum, să știți că există un ritm, nu știu, o să învăț până la urmă melodia, de vreo 3 nopți, nu se aude altceva decât, eu am crezut că e vorba de un motor diesel foarte mare, care am crezut că vreun vecin și-a angajat pe cineva să care ceva din curte. Nu. M-am trezit, m-am uitat în stânga, în dreapta, nimic. Probabil că din vreme în vreme ascultându-se același zgomot, cred că e vorba de un refren. Că între strofe nu se cântă așa ceva. E vorba de o tobă. Acum nu știu cu ce e propulsată ea, dar vine de la, e rămășiță de la imnul, de la Mamaia, știți că vine, curge, eu sunt vecin cu Năvodariu, dar așa, vă, 10 km. Și cred că vine după mare, așa, spre noi, unda respectivă, să știți că am închis geamurile, dar nu am niciun efect, că ea vine pe pământ, nu vine pe afară. Și acum mă gândesc eu, măcar să treacă la strofa ailaltă, că de ritmul ăsta m-am cam să trebuie. Sau ăsta o fi canonul. Să știți că e foarte important ca să ne trezim, să zicem, măi frate, ce nu merge? Păi, ăla e canonul. Înseamnă că aia e sărbătoarea, să știți. Și m-am gândit de vreo săptămână de când tot e cu imnul ăsta, cred că face parte din imn totuși, zic eu așa, că prea e de multe ori, m-am gândit cum pot eu să dorm liniștit cu acest lucru. Și am zis așa, bă, tată, păi stai așa, păi sfinții părinți să culcau numai pe un dulap de la o blană. Zic, n-aș putea eu să dorm așa cu atâta lucru? Păi alții erau zgâlțuiți de demon, de una alta. Eu, oricum, e foarte bine ceea ce mi se întâmplă. Și știți că în momentul în care am simțit lucrul acesta, am intrat în sărbătoarea învierii. Și am zis, nu există înviere fără răstignire înainte. Și zic, mâine dimineață e învierea și acum începem înainte. Dar acum înainte o să mă gândesc la altă soluție, că sunt sigur că nu se va încheia melodia. Se vor și îmbunătăți. Probabil că bașii vor fi sporiți și așa mai departe. Dar o să mă gândesc, o să vină și înălțarea. Poate dă Dumnezeu și vă ploaie, o pleca lumea pe acasă. Mă gândesc eu acum, dacă ține Dumnezeu la noi, poate ne lasă și să ne și odihnim. Ei, și până la urmă să știți că asta este Paștele și este un cuvânt de Paști. Nu e un cuvânt nici de litoral, de nimica, nu. E un cuvânt de Paști pe care vreau să-l țineți minte. Va să zică, așa ca la școală, cu
concluzia. Când ajungem acasă, după ce am servit cafeaua, spălăm ceașca. Și nu mai e nevoie să mai spunem ce sentimente simțim pentru celălalt, ci deja am spus totul. Să vă rânduiască Dumnezeu ca acest Paști să vină cu bucuria, ca celălalt să înțeleagă de cât de puține lucruri avem noi. Și dacă avem nevoie de atât de puține lucruri, nu ar fi mai bine să le facem pe acestea decât să le facem pe celelalte de care nu are nimeni nevoie. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, mult spor. Așteptăm veștile bune. Să știți că sărbătoarea Paștului continuă. Mâine, adică astăzi, la ora 11:30 punct, vom începe slujba numită în popor a doua înviere, adică a doua slujbă de după înviere. Este, de fapt, vecernia învierii. Apoi, luni și marți, dimineață, conform obiceiului, zilele de praznic, și vineri vom face sfințirea apei odată cu izvorul tămăduirii. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă și spor. Hristos a înviat!